vreau să vă spun că am preluat Spitalul Județean într-o perioadă foarte gravă cu sistemul de sănătate Botoșinean, după tragicul eveniment care s-a întâmplat în câteva săptămâni. Încercăm să recuperăm complet activitatea medicală și organizatorică în nivelul Spitalului Județean prin mai multe demersuri către Ministerul Sănătății. Vă schimba complet imaginea și medicală și organizatorică de la Județean. Să vă rog, Dumnezeu, să cred în ultimele două colegii prefecturale că am încredere și sunt convins că avem medici buni, că avem medici profesioniști, cu empatie. Situațiile astea excepționale, sigur că există. Mai departe, e rolul dumneavoastră de a regla cadrul și de a ia și se întâmplă și lucruri foarte bune în sistemul sanitar. În ceea ce vorbește că tragicul eveniment, având în vedere că suntem toți aici prezenți, vă spun că, din punct de vedere al spitalului, am pus la pentru toate organele competente tot ce a fost nevoie, am susținut ancheta care se desfășoară de organele competente, atât cele medicale, cât și cele cu caracter juridic. Iar din punct de vedere al activității medicale, clar se va schimba mult în ceea ce va urma. Am început controle nominate în cadrul spitalului în toate secțiile, împreună cu colegii din conducerea spitalului, colaborare directă cu medicii șefi de secție și, de asemenea, trebuie să spunem că avem și reușite medicale de răsune în capitolul județului Botoșani cu intervenții deosebite. Nu că vreau să-i laud, dar așa s-a întâmplat în toate secțiile spitalului. Au fost și eșecuri pe care le asumăm, dar organele competente își vor face treaba și vor hotărâ ce s-a întâmplat și care vor fi sancțiunile pentru cei care au greșit, care vor greși. Da, mult succes, doamna doctor!